În stațiunea Bala, pregătirile sunt întoi, iar turiștii sunt așteptați să petreacă sărbătorile de Paște cu mâncare tradițională, muzică și voie bună. Pe lângă persoanele aflate la tratament, vor mai veni și cei care au cumpărat pachete turistice de 3 zile. Ca în fiecare an, stațiunea Bala se pregătește intens pentru petrecerea cât mai plăcută a sărbătorilor pascale. Fie că este vorba de pacienții aflați la tratament cu bilete achiziționate prin casa de pensii, fie că este vorba de cei care și-au cumpărat pachete turistice personalizate de Paște, pentru toți se anunță zile de petrecere și voie bună. Printre strategiile câștigătoare de atragere a turiștilor la modernul complex balneoclimateric aplicate de managerul stațiunii, se numără și pachetele turistice de 3 zile, deosebit de accesibile ca preț. În plus, zona este una minunată, iar peisajele îmbietoare te îndeamnă la liniște și relaxare. Și în acest an am organizat pachete turistice pentru turiștii care nu au bilete prin casa de pensii. Intrarea va fi de vineri cu ieșire luni. Vineri, sâmbătă, duminică își vor petrece sărbătorile pascale la hotelul Ceres, la complexul balnear, pe lângă biletele prin casa de pensii care sunt în derulare în acest moment. Există și aceste pachete turistice, deja avem rezervări și până vineri sperăm să mai facem rezervări. Pacienții care vin și turiștii vor beneficia de masă festivă? Bineînțeles, va fi masă festivă, masă tradițională. Sâmbătă seara va fi program cu muzică live, formație cu solistă, toate cele necesare pentru a petrece sărbătorile pascale ca acasă. Oferta pentru Paște 2023 sunt 3 nopți cazare, 3 zile masă pensiune completă, 3 zile acces la bazinul interior între orele 14-20. Intrarea este pe data de 14 după ora 10, ieșirea va fi în data de 17 după micul dejun până în ora 12. Pachetul costă 800 de persoană și va fi o zi în care va fi un program cu muzică. Și este meniu tradițional de Paște. În stațiune vin persoane care au ajuns să îndrăgească aceste locuri atât de mult încât nu au lipsit în niciun an de la tratamentele benefice de aici. Sunt însă și oameni care vin aici pentru prima dată și se declară încântați de servicii. N-am lipsit niciun an și am venit și de două ori. Cum vi se pare aici? Aici e foarte bine, tratamentul e foarte bun, masa e foarte bună, curățenie peste tot, salarieții sunt. N-avem cuvinte de laudă. Deci totul este român. Recomandați stațiunea și alte prezente? Recomand această stațiune la toată lumea. Da, e prima dată când venim. Cum vi s-a părut stațiunea Bala? Este o stațiune liniștită, am vrut să ne recreăm, am beneficiat de tratamentele de aici, suntem mulțumiți. Cred că o să mai revenim. Capacitatea stațiunii este ocupată în proporție de 50%, dar în zilele de sărbătoare aici vor mai veni mulți turiști. Aflată într-o zonă pitorească, plină de liniște și peisaje minunate, stațiunea Bala este căutată pentru apele termale și nemolul Sapropelic.